Dragi prieteni de pretutindeni, prietena mea Marina mi-a transmis câteva întrebări la care voi încerca să răspund pe scurt. Prima întrebare a Marinei se referă la unde te găsești tu în această nebunie planetară. Această nebunie, de fapt eu o numesc pandemie mă găsește sănătos la spitalul universitar din Erlang, în Germania. Sunt înconjurat de oameni dedicați și profesioniști, sunt dedicați medici, asistenți pacienților lor. Noi toți încercăm să stăpânim această nebunie, această pandemie. A doua întrebare a Marinei se referă la Înțeleg că și Germania este dominată de teroare. Poți, te rog, nuanța atmosfera ta din jur? Dragă Marina, nu știu dacă cuvântul sau noțiunea de teroare este bine folosită. Da, oamenii de aici sunt speriați. Este o frică generală, ca și peste tot în Germania, ca și peste tot în Europa. Oamenii și aici sunt speriați. Sunt speriați pe stradă, sunt speriați la servici. Există multă, multă dezinformare și foarte multă superstiție. Am impresia că elementul rațional, rațiunea și în special rațiunea științifică, începe să lipsească sau lipsește foarte, foarte mult. Da. Altă întrebare a Marinei se referă la... Este oare coronavirusul un dușman atât de crâncen sau doar faptul că e necunoscut îl face atât de temut. Deci, trebuie să spun: coronavirusul, acest SARS, nu este un necunoscut, nu este un virus necunoscut, îl cunoaștem de peste 20 de ani, când a mai făcut ceva ravagii. SARS-CoV-2 este o variantă a acestui virus, există de zeci de ani, însă modele matematice, acestul modus SARS, făcut de multe, multe și de în German. Există multe um, modele matematice de pandemii de multiplicare a acestui coronavirus. Deci de mult se întrevedea posibilitatea unei asemenea pandemii cu SARS, cu punct de plecare Asia-Europa sau Statele Unite. Este sigur un virus de temut, este un virus de temut prin contagiozitatea lui extraordinar de crescută și prin virulența lui. Este, aceasta este opinia mea de medic, este opinia mea de chirurg. Bineînțeles, atâtea bordei, atâtea obicei și într-un stat democratic ca Germania vor fi și multe alte păreri la stânga sau la dreapta ieșicierului politic. Deci nu pot să spun că aceasta este, o, este numai o părere a mea. Marina mă mai întreabă cum gestionează autoritățile în Germania această situație. Bun, la această întrebare este foarte greu de răspuns. Germania este o țară foarte democratică, este un stat federal, de aceea măsurile luate sunt în mod diferit în diferite landuri. Avem măsuri, cum s-au luat ieri, ieri, după masă, duminică, niște măsuri la nivel național, la nivel de bun. Aplicarea lor este mai mult sau mai puțin drastică în anumite landuri, cum este Bavaria, în care avem o interdicție a deplasărilor. Dar uh, sunt și alte landuri în care nu avem această uh, interdicție și uh, se face numai anumită limitare, de exemplu, a deplasărilor. În general, însă pot să spun că măsurile luate în regiunea în care trăiesc și de aia vorbesc acum se respectă. Bineînțeles că există și anumite oi negre, dar uh, din câte am înțeles, sunt destul de puține. Altă întrebare a Marinei, care îmi face viața destul de grea să răspund la ea, dacă ai avea o autoritate la nivel planetar, numește trei măsuri pe care le impune guvernelor țărilor afectate de coronavirus. Bun. Dragă Marina, nu știu să răspund foarte bine la această întrebare. Dacă aș fi într-o anumită poziție de autoritate, aș apela ca om de știință la experți, la experți cu opinii pro și opinii contra. Și numai după aceea aș putea să iau o anumită decizie. Și această decizie este o eventual o decizie politică care ține foarte mult și de omul care trăiește într-o anumită țară, într-o anumită regiune, cu anumite resurse. De aceea, deciziile care se, care le voi putea lua eu sunt numai în funcție de acest, acest trepied care l-am schițat în, în, în momentul de față. O altă întrebare a Marinei, înainte de a fi medic, ești om. Tu, personal, ce măsuri iei pentru a te feri de dușmanul nevăzut? Măsurile care, de fapt, le iau sunt implicit date de cunoștințele științifice, medicale, care le am până la ora actuală. Deci, în special, la de transmitere a acestui coronavirus, care sunt căi de transmitere aeriene și asupra de contact. Deci, pentru limitarea prin căile aeriene, știm limităm picăturile de transmisie prin distanța de mai mare de 1,5 metri între interlocutori, evitarea colectivităților. În spital, de exemplu, am luat măsuri foarte drastice de a evita uh, contactul mai mult de două persoane dar și pe de altă măștie și multe altele. Iar pe de altă parte sunt suprafețe de contact, știind că virusul trăiește cam șap poate trăi cu o virulență scăzândă cam 72 de ore pe suprafețe de metal și de plastic. Sunt și acestea transmite prin suprafețe de contacte care trebuie să știm, să ne spălăm pe mâini, să dezinfectăm mâinile, să purtăm mânuși eventual dacă avem și așa și pe dincolo. Ultima întrebare a Marinei, care de fapt pare mai mult o recomandare în ochii mei sau un apel. Horia, tu participi la numerate conferințe naționale, internaționale. Deci ești obișnuit să le vorbești oamenilor? Dacă te-ai afla într-o sală nesfârșită în care ar încăpea toți conaționalităi, ce mesaj colectiv le-ai adresa românilor? Cum le înlătura în care deocamdată îi caracterizează? Da. Dragă Marina, primul lucru care l-aș face, i-aș ruga pe toți românii în sale să plece acasă. Sau să nici nu intre într-o asemenea uh, sală. Asta cred că este primul lucru care le-aș spune uh, întregulor oameni de acolo. La sfârșit le urăsc tuturor prietenilor sau le-aș ura tuturor prietenilor din sală de acasă să respecte măsurile de igienă impuse de țara în care trăiesc. Și în special le-aș recomanda să respecte legile. Cred că numai așa pot să răspund coerent la această afirmație-întrebare. Marina, urez tuturor prietenilor tăi și tuturor cititorilor multă, multă sănătate și să trecem cu bine hopul la care suntem supuși actual. Îți mulțumesc și îți transmit toate, toate cele bune.